În conformitate cu prevederile articolului 209 din legea numărul 1 per 2011, referendumul din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș s-a organizat în acest an în temeiul prevederilor Ordinului Ministerul Educației și Cercetării Științifice numărul 3751 per 2015 și al metodologiei de organizare a referendumului la nivelul Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. În situația în care la referendumul organizat în data de 2 septembrie 2015 nu au participat cel puțin jumătate plus 1 din numărul total al alegătorilor. Va exista un al doilea scrutin vineri, în data de 4 septembrie. În baza hotărârii Senatului Universității au existat la nivelul instituției de învățământ un număr de trei secții de votare, câte una pentru fiecare dintre cele trei facultăți, medicină, medicină dentară și farmacie. Locația secțiilor de votare, respectiv locul în care s-a desfășurat referendumul, au fost sala Senatului și sala Prorectoratului.